Încă de săptămâna trecută, Direcția de Asistență Socială Călăraș a început distribuirea la sediul cantinei de ajutor social situat în strada prelungirea Dobrogei numărul 65 a pachetelor cu produse alimentare și de igienă către persoanele cu posibilități materiale reduse prin intermediul programului operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020. Beneficiarii aflați pe listele inițiale sunt 103 persoane, cărora le este stabilit prin dispoziția primarului dreptul la un venit minim garantat conform legii numărul 416 pe 2001 și 320 de beneficiari ai alocației pentru susținerea familiei acordată conform legii numărul 277 pe 2010. Distribuirea produselor către beneficiarii înscriși pe listele inițiale se face în zilele lucrătoare între orele 9 și 16 în ordinea prezentării la centrul de distribuție.